este cel mai esti oraș al României? Dar nu știu dacă e Bulgaria. Guys, înainte de a începe acest clip, vă povestesc despre cea mai tare platformă de gaming unde jocurile se pot juca online pe calculatorul vostru, în browserul vostru, fără lag, în 60 de frame-uri, indiferent de componentele calculatorului vostru, chiar dacă aveți calculator de gaming sau nu. Nu trebuie să descărcați nimic și mai mult decât atât, acum jocurile se pot juca și pe telefon. Așa că dacă nu aveți un calculator și niciodată n-ați avut ocazia să vă jucați jocurile de pe calculator, puteți să faceți chiar acum pe telefon. Link în descriere, intră și tu pe www.boosteruit.com și joacă-te cele mai tari jocuri ale momentului. Salut toată lumea, eu sunt Antonio Bigan și astăzi o să facem un clip super, super, super tare alături de iubita mea și alături de cel mai tare cuplu după noi, Bianca și Cătălin! Nu, niciodată cuplu în viața asta. De ce nu? Regia? Regia? Bine, de fapt nu sunt un cuplu. Nu sunt un cuplu, dar sunt niște prieteni foarte, foarte, foarte buni care au o legătură mult mai strânsă decât un cuplu și de asta i-am ales pentru că mi s-a părut că sunt foarte, foarte potrivit pentru acest clip. Pentru că astăzi o să facem ceva super, super tare și o să facem mai exact bătălia cuplurilor, adică cuplu versus Cuplul prietenesc. Exact. Ce o să facem noi mai exact este că o să primim niște întrebări din spate de la regie, mai exact de la Monica. Exact. Care o să ne aștept cu niște întrebări de cultură generală. Noi o să avem un punctaj, punctajul meu, adică punctajul... Punctajul ciocolata picantă. Și punctajul... Las mare că avem amândoi. Bravo, nu uitați că înainte de a începe acest clip să rupeți acolo butonul de like, pentru că dacă nu o să strângem acolo multe, multe, multe like-uri, nu o să mai filmez niciodată pe acest canal. Vreau pe voi să alegeți, vreau pe voi să alegeți. 70.000, 80.000, hai 80.000, mai 70.000. Nu avem cum. 80.000 de like-uri. 85, să fie acolo cu noroc. Nu uitați să ne puneți pe Instagram story, pentru că dacă ne puneți pe Instagram story pe mine și pe iubita de Cătălin și de Bianca, nu știu, o să vă punem back așa că dați-ne tag, faceți un SS chiar acum acest postează și ei. Și nu uitați să ne scrieți în comentarii ce părere aveți despre cei doi nebuni în roz. Suntem pentru că este primul vlog în care noi suntem roz și ne-am vrut să fim și noi meci și suntem roz amândoi. Postați-ne la story. Ok, guys, deci haideți să nu alungim cu vorba și să vă explic regulile jocului. Deci noi din spate o să auzim niște întrebări de cultură generală. Iar cel mai deștept cuplu care cunoaște răspunsul și cel mai rapid cuplu va trebui să ia acest premiu de jos, ok? Iar ce cuplu o să țină ori eu, ori iubita, ori Bianca, ori Cătălin, cine va ține premiul în mână când dă răspunsul, câștigă, iar cuplul respectiv ia punctul. Ușor? Da. Și dacă greșim și noi bine îl punem la loc, să poată să vezi. Da, exact, adică fiecare cuplu are voie doar la un singur răspuns. Câte strofe are poezia lui Ceacolul de Mihai Ionescu? 90 eu cobor din cer, cu ceafăr blând, alunecând pe rază. Cine a scris Enigma Otiliei? O știu pe asta. Enigma Otiliei, ce știu? Bianca. Îmi dai mie? Hai, Bianca! Nu știu! Îmi dai! Știu! Păi dă-mi, dacă nu știi! Cum e bine? Bianca! Călinescu? Călinescu, așa, Călinescu! Bă, am cea mai deșteaptă iubită, cea mai inteligentă iubită din lume. Hai, că dăm și noi bacul. Unde s-a născut Ion Creangă? În Moldova? Nu? Așa, Pumulești! Eu am zis, Pumulești, cât ești prost! Nu se pune pentru că am spus jumate! În ce an s-a născut regele Mihai? Hai că da! 1800... Domnul de istorie, acum îmi doresc să fi fost la ora domnului. 90! 90, 1920 ceva, 22. Păi pune așa că să vedem cine e cel mai aproape, care ai apuntul. 1923. 23 și noi 1900? 1890. Care-i răspuns? Ce aveți, mă, că e încă în viață? 1921. E încă în viață, mă, nu știți că a luat coronavirus, dați-mi. În ce an a reușit Mihai Viteazu unirea celor trei mari țări medievale? Wow! 1000... Am început bine. 700... 800! În ce oraș au fost executați soții Ceaușescu?
Hei! La Iași! La Iași? Zip București? La Iași! Târgoviște! Nu trebuia să știi! Eu sunt proastă! Ba nu, baby, nu mai spune asta! Care este cel mai lung fluviu din Europa? Ia mă, știu pe asta! Zi. Volga. Era să zic Fulga. Da, chiar nu știu pe asta pentru că mi s-a pus o dată o întrebare la un test și n-am știut și fix din cauza întrebării respective. Da, stai, 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 care ce mai are? Volga. Da, vezi ce înseamnă să înveți din greșeli. Cu ce țări se învecinează România? Hai, dă-i, zi, hai, ce ridici aia, zi? Bulgaria, Ungaria. Hai, zi, Bulgaria, Ucraina, Moldova și Serbia. Care este cel mai estic oraș al României? Hai, estic? Estic. Ești prost, Cătăline! Tu nu știi nici cel la orizontală. De ce-l ții mână dacă nu știi? E prost. Cred că știu, dar nu știu dacă e Bulgaria. De România, Ucraina, Estic, de România. Oraș, care ce ai spus? Bulgaria. Care este cel mai estic oraș al României? Dar nu știu dacă e Bulgaria. Da? Da, ghiciu. Mai, mă dă cu capul de... Câți ani a durat războiul de 100 de ani? 116. O să te iubească proful nostru de istorie. Proful de istorie, vă rog să-mi puneți un 10 că am iubit deștept. Care este cel mai mare mamifer din lume? Balena! Păi da, dar n-ai premiu, fata. Care este singurul continent pe care nu trăiesc urși? Africa. Cum nu? Antarctica! Păi eu trăiesc cu școlar! Câte zile are un an bisect? 366! 366! Bravo, Bibi! Chiar suntem mega competitivi! Cine a scris Traviata? Beethoven! Nu! Giuseppe Verdi, bravo! Păi frate! Giuseppe Verdi! Câte laturi are un hexagon? 6. Pune jos! Care este formula chimică a apei? Așa eu! Asta s-a matematic e vreodată, dacă nu știam pe asta nu l-am mai văd aia. Bravo, baby, bate! Dar nici măcar așa urmanitatea de a avea sărăcea asta în mână din locul ăsta. Da! Pă bune! Nu vine să râd, pe bine. Câte laturi egale are un triunghi isoscel? Pot eu? Te rog! Două! Trei! Câte laturi egale are un triunghi de care? Isoscel! Două! Nu am zis prima! Găsut că e echilateral! Nu aveai la mână, nu mai văd. Găsut că e echilateral, mă scuzați, n-am auzit întrebarea. Cine a inventat becul? Nu știu. Neil Armstrong. Einstein. Nu e Newton. Newton, nu. Thomas Edison. Thomas Edison! Să fie doresc Thomas Edison. Mă sunt liber, da. Așa. Câți ani are un decen? 10. Bun, în sfârșit. Am luat și tu în mână. Dacă zici 100. Ai luat tu. Asta mersi direct în clip. Ce-ai zis? Asta mersi direct în clip. Am luat și tu în mână, bine. Eu că m-am zis că sunt cumplă. Buburuza este insectă sau reptilă? Insectă. Frate, da, măi, eu da. Îmi rup unghiile dacă-i... Arahidă. În ce se transformă omizile când se dezvoltă? Eu am mor în flăture! Gata! Eu am... Și acum aflați de ce Bianca e singură. Adică ce vrei să zici? Care este mâncarea preferată a ursului panda? Cum se numesc ea? Te știu eu cum se numește. Fructele pădure. Pot eu? Bambus. Bambus? Da. Ce ați mâncat? Urși. Polar. Urs polar. Ce polar? Panda. Panda, mă, panda. Am
Dar mi-e place că Bianca se ia de tine, că Panda mă Panda și... Din ce țară izvorăște Dunărea? Din Germania. Eu uite de unde știi asta. Bravo. Bravo. Dați-i ceva, Ania. Acolo unde se duc fetele deștepte. Pune două orașe din regiunea Dobrogea. Păi n-ai găsat din regiunea Dobrogea, da? Tulcea. Dați-o în lua de la mine de mână. Păi aia poftim, zi răspunsul ei, intenția că noi nu. Tulcea și Constanța. Poftim și rămân noi punctul. Nu știi să jucați corect. Care este cel mai înalt munte de pe glob? Muntele Everest. Competitivul meu. În ce capitală europeană poți vizita Coloseul? Mă, dar lasă întrebarea să o termine, că tu mă iei pe pumne. Deci da. Lina e indesensibilă. Păi da, Colo și știa el. Da, în ce capitală și l-a luat? Da, Roma. Cine a scris romanul Ion? L-am mai... Liviu Rebreanu. Da. Și când mă am valoare. Cine a scris versurile imnului nostru? Nu știu. Pană ăla, cum dragul. Pe Constantin Pană, nu? Adrian, nu. Pe Unescu. Andrei, îl cheamă Andrei. Mureșan. Mureșan. Andrei. Nu, 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 Andrei Mureșan ăla, că să scrie și eu o piesă. Așa, domnule. Ce poet a scris poezia Plumb? Plumb, de Mihai Eminescu. George Bacovia. Așa e, așa. Cine a scris poezia repetabilă povară? Există? Întrebarea, există poezie? E unul ăsta? Cumva e unul cu P, începe cu P? De unde știi? Cu P e, nu? Știu, că mă jucam când era mică conquistador, mai știți? Și eram întrebări în care... Mai știți? Și stai cu primele, mai știți? Mai cu P, P. Pican. Nu mă mică și eu. Zi-mă! Elena Paragon. Paul, ceva, Paul cu Paul? De ce? Adrian Paulescu. Și vă și de ce câteva versuri, dacă vreți. De ce nu strânge pământul copilul frumos? Băi, eu le știu, dar nu bine. Guys, cam atât a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like. Îmi pare rău pentru Cătălin și pentru Bianca, dar câștigătorii sunt ca întotdeauna. Nu știu. Pentru că suntem foarte competitivi și pentru că noi suntem un cuplu adevărat. Da, așa că ciocul ăsta picantă câștigă! Vreau să strângem foarte, foarte, foarte multe like-uri. Nu uitați să rupeți acolo toate butonașele. Noi am fost Antonio. Ea a fost iubita mea. Bine. Iar noi am fost Bianca și Cătălin. Ea a fost Bianca și el a fost Cătălin. Și până la data viitoare, v-am pupat! Pa!